După cadrele didactice și angajații din sistemul sanitar se pregătesc de grevă generală. Câteva sute de membri ai Federației Sanitas veniți din toată țara pichetează azi până la ora 13 sediul Ministerului Sănătății. Sindicaliștii spun că guvernul nu-și respectă angajamentele asumate și cer deblocarea angajărilor, plata drepturilor salariale conform grilelor în vigoare, calcularea sporurilor și a orelor de gardă în funcție de salariul aflat în plată. Pe 8 iunie este programată o grevă de avertisment, iar pe 15 iunie ar urma să fie declanșată greva generală. Nemulțumiri sunt multe, iar una a apărut acum de dimineață, pentru că la întâlnirea cu profesorii, domnul premier Ciucă a spus că nu pot să vă dau nimic, că uite, a ieșit și sănătatea și ieși polițiștii în stradă și dacă vă dau vouă, trebuie să-l dau și lor și nu am. Dar nu știu ce nu are, pentru că dumnealui văd că e oricum pe din afară. Colegii noștri au tichete de masă în 30 de lei tichetul, urmând să fie în luna iulie de 40 de lei. Norma noastră sau indemnizația noastră de hrană este de aproape 9 lei acum. Deci este foarte greu să ridici la salariu minim și să aibă și posibilitatea ca ceilalți colegi să se poată face acest lucru. Nu. Contractul colectiv de muncă, de-aia seama, Ministerul Sănătății a căzut pe jumătate pentru că doresc să reducă orele și zilele de concediu de odihnă. Noi, Sanitasul, am venit aici ca să strigăm în gura mare de promisiuni de șarte, noi ne-am săturat cam tare. Vrem condiții, vrem salarii, investiții. 157 aplicată în întregime, indemnizația de hrană indexată, contract de muncă semnat, angajări în sănătate, oare le putem avea pe toate? Dorim deblocarea posturilor la nivel de București, cât și la nivel național. În țară, în momentul de față, colegii de-ai noștri lucrează la și personal, sunt la jumătate în momentul actual. Dorim aplicarea legii salarizării să fie una echitabilă și corectă.